Mă bucur de un universitar londonez tânăr, apric, puternic. Cine știe, poate peste ani ne vom mândri, nu? Că, într-o seară tristă de început de toamnă, în 1996, l-am ascultat pe Răzvan Mihai Răzvan Ungurean. Un spirit părvanistic, aș zice, părvanic, cum îi zice. Vedem, să-i dea Dumnezeu dincolo de știința, de locința pe care are. Și norocul ăsta care e important în istorie, nu, domnul Ungurean? Sigur. Ce norocul, ce destinul? N-a să-l răspunde nici dumneavoastră, nici alții. Și că s-a luat ăsta, destinul acesta, e ideea la care trebuie să ne gândim permanent. La 1 septembrie 39, ordinul care a fost dat la 4:30 dimineața ca stația celebră de la Glaivit să fie atacată și războiul să pornească a fost un ordin dat într-o noapte de concert. Un ordin dat din lojă. Tot în lojă, într-o lojă de teatru a murit Lincoln, nu? Ordinul pentru proiectul înființării Sfintei Alianțe. Lincoln a fost un om. Proiectul înființării Sfintei Alianțe a fost ca un om, pe când Hitler a fost o bestie. Da, dar v-am dat două exemple. Două exemple care își găsesc termen comun de raportare într-o împrejurare aparent lipsită de importanță. Dar în faptul că această împrejurare există, nu există. Nu se poate căuta o condiționare. Legea aici nu intră în socoteală. Istoricul trebuie să-l apere pe Lincoln, să-l deteste pe Hitler, nu? Nu, eu sunt împotriva istoricului care are judecăți etice și care își permite să se amestece trăgând de urechi generații, care își permite să se amestece în viața semenilor săi, arătându-le că de fapt există un singur drum moral și că acela trebuie urmat. Istoricul este un personaj de multe ori pătimaș. Jignit într-o parte sau refuzat de cultura unei țări, se răzbună scriind împotrivă-i. Din cauza aceasta, nimeni nu ține cont de avertismentele pe care subliminal orice carte de istorie le propune mai marilor acelor timpuri. Aveți grijă de istorici, aveți grijă de istorici. Ei de fapt convoacă atenția semenilor și constituie o atitudine mentală care are șanse foarte bine să devină generală și deci să redea peste timp temperatura acelui timp. Eu refuz să văd istoria după sex. Dar ia gândiți-vă la Olimpia, gândiți-vă la Agripina, gândiți-vă la Mesalina, gândiți-vă la Teofana, gândiți-vă la Sabina, gândiți-vă la Popeia. Vreți să vă dau exemple? Gândiți-vă în curent la ceea ce am trecut și noi, bestialele pe mine e uriaș în istorie. Domnul Savada, în cazul acesta ar trebui să judecăm precum meteorologii. În momentul în care li s-a spus că sunt prea multe nume de femeie date taifunelor, da, au schimbat în nume de bărbați sau în nume de cai. Da. Toate tornadele. De ce? Ce folosește acest lucru? Istoria întreagă, din păcate, este o istorie scrisă de bărbați. O istorie care a fost alcătuită după mintea masculină, redată după mintea masculină și marea majoritate a istoricilor și de astăzi și din toate vremurile au fost bărbați. Femeile de foarte puține ori au putut să pună stiloul pe hârtie pentru a reface o istorie. Duby, cel de care vă pomeneam mai înainte, a scris o carte care se numește chiar așa, Le Mal Moyen Age, Evul Mediu Masculin. Un evul mediu care transpare din documente cu toate atributele fiziologice ale masculinității. Și evident că femeia atunci iese în extraordinar, numai în momentul în care nu este nici mamă onorabilă, nu matroana la care ați făcut aluzie, și în plus mai are și instincte sanguinare. Iertați-mă, istoria nu face o asemenea distinție. Istoria este o istorie, în momentul în care e făcută cu cap, este o istorie asexuată. Istoricul însuși nu are voie să judece feminine. Puterea a aparținut în patriarhat, cel puțin bărbaților.